poliția română în subordine și fix partidul care are inspectoratul pentru situații de urgență, respectiv pompieri în subordine. Dacă ne uităm pe internet la cine sunt șefii acestor instituții, o să vedeți că mare parte din ei n-au intrat prin concurs, ca să zicem că sunt niște funcționari publici liberi. Sunt funcționari publici numiți de politic în conducerile respective. Iar atâta timp cât PNL pe față în Consiliul General blochează mărirea amenzilor pentru defrișări, este cât se poate de clar că inclusiv asupra poliției române și asupra ISU manifestă anumite presiuni, astfel încât zona respectivă să ardă liniștită și într-o bună zi să ne trezim cu blocuri sau mai știu eu ce alte minunății. De asta am ales astăzi să protestăm în fața PNL. Ne-am gândit bine dacă PNL e partidul cel mai responsabil pentru problema asta. Dar vă zic sincer, analizând datele pe care le avem înscris de la instituții, este singurul vinovat pentru ceea ce se întâmplă acolo. Dacă măcar una din instituțiile astea, poliție, pompieri sau Consiliul General, nu ar fi fost căpușat și ar fi vrut să facă ceva pentru salvarea parcului Iure, astăzi mulți copaci ar fi fost salvați. Trebuia doar puțină voință, doar în cadrul unei dintre instituții. Dar din păcate n-a existat. Pompierii nu văd nimic, văd doar mucuri de țigară. Secția 12 cercetează 3 oameni și vreo 20 ceva de dosare penale pentru distrugere din culpă. Adică ai ars niște copaci din culpă, fără să vrei. Te-ai împiedicat peste o sursă de incendiere și au ars copaci. Iar Consiliul General, ce să zic, primarul măcar a încercat, a băgat pe ordinea de zi mărirea amenzilor, dar dacă partidul care are cea mai mare cotă din majoritate blochează mărirea amenzilor, ce poți să mai faci? Da, mi-aduc aminte iarăși de discuție pe care a avut-o un activist de mediu, Mihai Goțiu, a avut-o cu Mircea Fechet, cu ministrul mediului. Într-o dezbatere pe care a avut-o ei, domnul Goțiu i-a povestit Mircea Fechet despre incendierile de la Iore. Iar dânsul a spus clar, domne, acolo doar se taie niște crengi uscate. Nu e nimic periculos. De garda de mediu n-a zis ce prea multe, că ar fi culmea să avem așteptări de la ei. Cred că știți și voi ce incendiere au loc în jurul Bucureștiului și nu sunt instrumentate. Și cu câțiva ani în urmă se întâmplau lucruri. Ceva s-a stricat între timp și cred că ne e tuturor clar ce anume s-a stricat. Aș vrea doar să repet că Garda de Mediu invocă un aliniat dintr-un articol al legii spațiilor verzi, legea 24/2007, cum că terenul e proprietate privată și pentru că prin prisma faptului că se află încadrat în categoria curți construcții, nu poate fi protejat de lege. Deși toate celelalte articole din lege spun că spațiul verde e protejat indiferent de statutul de proprietate a lor, că e privat sau public, ei invoc acel mic articol, acel mic alineat, ca să scape, de fapt, de responsabilitate. Un lucru, din păcate, e destul de clar. Parcul moare în tăcere cu PNL la putere. Parcul moare în tăcere cu PNL la putere. Parcul moare în tăcere cu PNL la putere. Parcul moare în tăcere cu PNL la putere.